Doamnelor și domnilor, onorat Parlament, astăzi facem bilanțul unei sesiuni care, din punctul de vedere al fracțiunii liberal-democrate, a fost una cu temperaturi sporite, cu acțiuni nevoit grăbite, una cu tensiuni la cote maxime, dar și una cu lecții, sper că învățate de către toți. Constat că sesiunea aceasta a fost mult mai complicată decât cele de până acum. Au rămas încă multe restanțe, dar n-aș vrea să accentuez acum acest lucru. Este cel mai ușor să critici, să trâmbițezi în stânga și în dreapta că nu merge bine în țară, că nu va merge bine în țară. Eu sunt adepta lucrurilor concrete și acesta este mesajul pe care îl transmit deputații liberal-democrați. Suntem adepții pașilor concreți, făcuți atunci când o cere situația, cu maximă implicare și devotament atunci când este vorba de interesul suprem al statului și nu în ultimă instanță de viitorul acestei țări. Onorată asistență, prima sesiune a Parlamentului de legislatura 20-a va rămâne în analele parlamentarismului moldovenesc, drept una în care timp de aproape 7 luni au fost votate 2 guverne. În astfel de situații, nici în cele mai bine organizate societăți democratice și cu economii consolidate, cu greu s-ar fi făcut față provocărilor. Trecând peste toate aceste încercări politice, pun accent pe realizarea noastră a colegilor din Alianța pentru Integrare Europeană, că am izbutit să creăm o alianță pro-europeană care să continue fără ezitare drumul nostru spre marea familie europeană. Avem în sfârșit un acord politic cu obiective clar definite și cu responsabilități, sper, pe deplin asumate de fiecare componentă. Prin votul Parlamentului din 30 iulie curent, am dus la bun sfârșit o sarcină foarte dificilă. Să scoatem țara din impas pentru a avea instituții funcționale și stat funcțional. Avem un guvern investit și un prim-ministru hotărât să-și pună în valoare toate calitățile de manager și toată capacitatea de muncă. Îi urez domnului prim-ministru și tuturor membrilor guvernului spor la muncă, devotament față de cetățenii Republicii Moldova și dedicație în procesul de implementare a programului de guvernare. Stimați legiuitori, îndemnul meu astăzi către toți membrii Parlamentului și în special către antivorbitorii de până acum este: încetați cu învinuirile reciproce, cu acuzații gratuite care nu folosesc nimănui și la nimic, și hai să ne fortificăm energiile și competențele pentru a scoate Republica Moldova din această prea lungă căutare de sine care durează mai mult de 20 de ani. Aceasta ar însemna, cu maximă atenție și neinfluențați de nimeni, să punem capăt desfrâului în sistemul financiar bancar, să dezvoltăm politici fiscale pro-antreprenori, să implementăm până la capăt reforma sistemului de justiție, să punem mai mult efort în consolidarea societății și crearea de condiții pentru securitatea fiecărui cetățean al Republicii Moldova, indiferent de etnia lui, să depunem tot efortul necesar pentru a-i conferi un nivel minim de liniște cetățeanului care să se poată trezi a doua zi fără a rămâne șocat de schimbările care se produc în plan social, politic și economic în țară. Dar pentru a avea toate aceste lucruri, trebuie în continuare să trecem peste multe ambiții, nu totdeauna sănătoase, obstacole și impedimente, să dăm dovadă de multă maturitate politică, indiferent dacă suntem din partide de guvernare sau din partide de opoziție, și să asigurăm tot suportul necesar guvernului în negocierile cu partenerii internaționali pe programe concrete în vederea facilitării dezvoltării Republicii Moldova. În același timp, mai este nevoie și de înțelegere clară, de înțelegerea clară la nivelul întregii clase politice. Nu există altă cale pentru Republica Moldova pentru dezvoltare democratică decât aceea a unei țări eliberate de corupție și integrate în marea familie europeană. Revenind la activitatea noastră în sesiunea de primăvară a legislativului, stimați deputați,
Vreau să menționez că fracțiunea Partidului Liberal Democrat a depus tot efortul și a adus toate argumentele necesare pentru a obține votul majorității Parlamentului pe mai mult de 100 de proiecte de legi importante pentru implementarea agendei de reformă și dezvoltarea Republicii Moldova. Împreună am adoptat pachetul de legi necesar pentru realizarea priorităților din strategia de reformă a sectorului de justiție pentru anii 2011-2016. Am avut discuții aprinse și pe noul proiectul de lege cu privire la procuratură, care rămâne să îl dezbatem pentru lectura a doua și finală în sesiunea următoare. Am adoptat împreună, stimați colegi, pachetul de legi pentru controlul tutunului, un proiect vital care creează premisele necesare pentru scăderea consumului de tutun, prevenirea dependenței de nicotină în rândul copiilor și femeilor și creșterea speranței de viață a populației. Împreună cu colegii din alte fracțiuni am lucrat la elaborarea inițiativelor legislative ce țin de statutul municipiilor Bălți și Chișinău. Pe lângă aceasta am mai avut, stimați colegi, și o campanie electorală locală în care am fost antrenați toți cei prezenți în această sală. Mă bucur că acest exercițiu democratic s-a desfășurat în condiții normale și că astăzi avem constituite organele puterii locale la toate nivelele. Onorată asistență! La sfârșit de sesiune este important să avem determinarea pentru a mișca lucrurile înainte. Deci când spun aceasta, mă refer la câteva priorități de care trebuie să ne ghidăm în lunile care urmează. Pe domeniul social, vreau să menționez că cetățenii apreciază o guvernare după nivelul lor de trai și după drepturile și libertățile pe care le au sau care sunt sau nu garantate. Chiar dacă e sfârșit de sesiune, trebuie să muncim la elaborarea măsurilor compensatorii care să atenueze impactul majorării prețurilor. Trebuie să muncim cu mare acuratețe, să planificăm intervenții care să ajungă exact acolo unde este mai mare nevoia și nu să venim cu sute de proiecte populiste. Cu acest prilej vine și adresarea noastră a liberal-democraților către noul guvern. Solicităm ca la începutul lunii septembrie Parlamentul să aibă deja proiectele prezentate de către executiv cu soluții la problemele sociale abordate mai sus. Pe dimensiunea de integrare europeană, vreau să menționez că acordul de asociere și cel de liber schimb trebuie să-l îndeplinim punct cu punct, capitol cu capitol. Trebuie să înțelegem că perioada romantismului în procesul de integrare europeană a trecut. Avem de implementat un acord mare, sute de pagini de obiective concrete, reforme sectoriale, iar cel mai important, urmează să demonstrăm cetățenilor Republicii Moldova, dar și întregii Europe, că putem reforma justiția cu adevărat, nu doar de ochii lumii. O prioritate nu mai puțin importantă este și cea care asigură stabilitatea și siguranța națională. Trăim într-o regiune marcată de război și turbulențe. Trebuie să luăm toate măsurile, inclusiv cele de ordin legislativ, pentru a asigura stabilitatea internă și siguranța națională a Republicii Moldova. Cred că Parlamentul va trebui să fie mult mai vigilent, dar și mult mai activ în domeniul securității și apărării țării. Situația din Ucraina trebuie să recunoaștem una foarte dificilă, care are impact direct asupra Republicii Moldova. Trebuie să fie discutată mai larg și aprofundat de către Parlamentul Republicii Moldova în sesiunea următoare, pentru a găsi și a extinde măsurile de asigurare a securității statului. O altă prioritate, stimați colegi, rămâne să fie respectarea drepturilor omului, care ar trebui să fie firul roșu ce trece prin toate acțiunile pe care se întreprind în Republica Moldova, pe toate dimensiunile. Și aici, la sfârșit de sesiune, vreau să zic că mi-aș dori foarte mult ca pe agenda Parlamentului în sesiunea de toamnă să fie puse și acele proiecte ce țin de egalitatea între femei și bărbați pentru participarea în viața politică a țării și în procesul de luare a deciziilor. Stimați colegi, din cele expuse este clar că nu avem timp de pierdut și trebuie să acționăm rapid. De aceea vreau să vă îndemn acum să nu ne gândim că ne ducem în vacanță. Să muncim în continuare în interesul cetățeanului, să pregătim proiectele
de modificare a legislației necesare pentru buna funcționare și dezvoltarea Republicii Moldova.